Și chiar în acest moment luăm legătura cu domnul Ilie. Bună ziua, domnul Ilie. Bună. Vă sunăm de la radio. Deci dumneavoastră sunteți în emisie directă și ați fost înscris pentru un concurs. În cazul în care răspundeți corect, intrați în posesia unei sume de 200 de euro, domnul Ilie. Da, încercăm. Așadar, noi vă dăm aplauze. Baftă, domnul Ilie. Da, da, da. Așadar, dacă răspundeți corect, treceți în etapa următoare, da? Da, da. Întrebare pentru 50 de euro. Ce culoare se primește în cazul în care amestecăm culoarea neagră cu cea întunecată? Și aveți trei variante de răspuns, da? Aha. Morcovie, verde sau verde neînchis. 10 secunde la dispoziție, vă gândiți. Mie îmi pare că nicio culoare nu se primește în 30 de răspuns. Răspunsul dumneavoastră este... A treile variantă, să încercăm. Verde neînchis, da? Mm-hmm. Cum credeți? Ați răspuns corect? Eu știu. A dat și așa din capul meu. Dar ați răspuns corect. Bravo! Bravo, domnul Ilie! Hai că e bine! Felicitări, domnul Ilie! Da, mulțumesc! Unde e bucuria dumneavoastră? Întrebare numărul 2. În cazul în care răspundeți corect, vă alegeți cu 170 de euro. Mm-hmm. Conform lui Nostradamus, într-un anumit an vor veni tarelcele. În ce moment vor veni tarelcele? Îl știți pe Nostradamus? Am auzit. Ați auzit de el. E prezicătorul ăla care a spus într-un articol recent, o să vină într-un moment tarelcele. Eu cum nu cred într-așa ceva, eu cred că nu o să vină niciodată. Că ele o să vină, dar ce a spus Nostradamus? Nici nu știu ce să răspund la întrebarea. Hai că vă dau un ajutor, da? Din ce parte vor veni? Din atmosferă, de unde poți să vină. Nu, mă refer la sud, est, nord sau vest. De la nord. Doar să încercăm de la nord. Răspuns primit. Răspunsul corect este nord-vest, însă, deoarece ați folosit cuvântul nord, noi vă trecem pe mai departe în etapa următoare. Bravo! Bravo, domnul Ilie! Felicitări! Vreau să vă auzim bucuria! Da, da, bucuros! Încă o întrebare aveți. E o întrebare dificilă. Întrebare de 200 de euro. De ce 9-1-8 nu se transformă în 4-5-6? 10 secunde. De ce 9-1-8 nu se transformă în 4-5-6? E o întrebare de logică, o întrebare de obicei propusă la școală în clasa 4-5-a. Eu cred că e așa, nu 1-8. Atenție, ascultați foarte atent întrebarea mea. De ce 9-1-8 nu se transformă în 4-5-6? Tec, nu se... 9-1-8, 4-5-6. Haideți, așteptăm un răspuns din partea dumneavoastră, nu e o problemă. Pentru că nu sunt credințele... numere egale. Dezvoltați ideea, bravo, dezvoltați ideea. Sunteți pe drumul cel bun. Ideea e, ele nu sunt... Continuați. Ideea aia nu sunt egale, nu cum să spun. Ele nu sunt egale și ideea aia nu sunt egale. Da, spunem așa. Da. Între dânsele nu sunt egale. Nu... Pentru că? Nu sunt egale, da. Răspuns primit. Am greșit. Ce veți face în cazul în care ghiciți și răspunsul va fi corect? Păi, eu cred că un cadou de ziua soției or fi foarte primit. Atenție! Am întrebat. De ce 9-1-8 nu poate fi 4-5-6? Răspunsul este 9-1-8. Ce vă spune anume aceste trei cifre, domnule? 9-1-8. În meciul Grecia-România... În poarta României a marcat jucătorul numărul 9, jucătorul numărul 1 și jucătorul numărul 8. Aha. Cine e 4-5-6? Înseamnă atâtea goluri au luat grecii în preliminarele pentru campionatul mondial. Am înțeles. Ne pare rău, ați fost foarte aproape. Nu e nimic, dar v-a venit prin cap ideea asta, nu? Da, cam așa. Adică v-ați gândit la echipa Greciei care putea să aibă legătură cu Grecia-România, nu? Mi-am dat în cap că e ceva de mult tare, da, din istorie, dar... Din istorie, pentru că anume după acel meci, Dimitri Cantemir a făcut o conferință de presă unde s-a plâns pe meciul ăsta. Mai țineți minte, nu? Păi, mi-aduc aminte așa. Ok. O să transmit salutări la familia mea și la toți prietenii. Poate altă dată, da, da? Domnul Ilie? O zi bună dumneavoastră. Da. La revedere. You said no, 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 I said no, 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 no. You say take me home, I said no, Perignon.